De pe culoarul 4 va nota principalul favorit, campionul mondial. Start în această finală. David Popovici trebuie să dubleze succesul de la Budapesta. Este campion mondial, trebuie să fie și campion european. Are de câștigat această probă în mai puțin de 1 minut și 45 de secunde. Vom afla dacă reușește acest obiectiv major. Este primul acum în fața elvețianului. Va întoarce primul, David Popovici. Iată-l reușind să pună 37 de sutimi față de Djokovic și 48 față de italianul Stefano Dicola. David Popovici a spus în multe rânduri că aceasta este proba lui favorită. Umăr la umăr cu Djokovic, David Popovici are un ușor avantaj. Ne apropiem de finalul primei sute. Să vedem timpul înregistrat. Va întoarce primul David Popovici. 27 de sutimi. Mertens și Dicola sunt la peste o secundă. David Popovici la 23 de sutimi de recordul mondial și cel european. Performanțele lui Biderman, David Popovici cu același ritm extraordinar pe care l-a impus de la startul acestei finale. David Popovici are aproximativ 1,5 metri, dacă nu cumva mai mult, față de adversar. David Popovici la 77 de sutimi de adversarul lui Djokovic. David Popovici de unul singur. David Popovici se luptă doar cu cronometrul și cu istoria. David Popovici va lua medalie de aur la 200 de metri liber și va fi regele acestui campionat european. David Popovici în uralele tuturor și în aplauzele României. David Popovici! Aur din nou pentru David Popovici, campionul senzațional al acestei ediții a campionatului european. David Popovici, nou record mondial de juniori. 1:42.97 pentru el. O dublă care devine realitate. Aur la 100 cu record mondial. Aur la 200 cu record mondial de juniori. Istoria este a lui. David Popovici este MVP-ul acestui campionat european. Este eroul Romei, împăratul Romei, David Popovici. Extraordinară dovadă de forță, extraordinară dovadă de inteligență, de superioritate pentru David Popovici, care a condus de la un capăt la celălalt această finală de 200 de metri. L-a lăsat în spate după primii 50 de metri pe elvețianul Antonio Djokovic și iată-l câștigând la 2,5 secunde distanță. Extraordinar! 1:42.97 pentru David Popovici. Nou record mondial de junior. Pe 15 septembrie, peste o lună, împlinește 18 ani acest fenomenal sportiv, acest atlet excepțional, David Popovici, aur de două ori la Roma și mai are de notat în proba de 400 de metri. Al treilea cel mai rapid timp din istorie, anunță crainicul de la Foro Italico și avem toate motivele să-l credem. Visul continuă pentru români. Avem un sportiv uluitor și ne gândim deja de acum încolo la campionatul mondial de juniori în bazin scurt de la Lima și la Jocurile Olimpice. David Popovici, mulțumind fanilor, s-a bătut un record în privința nivelului de zgomot la finala cu record mondial.